Bună ziua! Primarul sectorului 1, domnul Daniel Tudorache, este invitatul interviurilor PSN News de astăzi. Bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru! Bună ziua! Mulțumesc de invitație! Pentru început, aș vrea să fac un apel la sinceritatea dumneavoastră și să discutăm despre ceea ce a reușit să facă și ceea ce are de gând să facă în viitor primarul Daniel Tudorache. În primul rând, spuneți-ne cum stăm cu reabilitarea blocurilor în sector. Cât am reușit să reabilităm până în moment și câte vă propuneți să reabilitați în perioada următoare? Începe final. Deci vreau ca anul viitor să termin toate blocurile de reabilitat din sectorul 1. Mai am 180 de blocuri de reabilitat. Procedura de achiziție a unor constructori a început în noiembrie 2016 și sper ca într-o lună să avem un câștigător și să ne apucăm de treabă undeva în martie de când ne permite timpul. Și mai avem 180 de blocuri, sper că anul viitor le terminăm. Cât ați reușit până în acest moment? 860 au fost reabilitate până în momentul de față. Într-adevăr, noi în acest an am avut 120 de blocuri care erau deja reabilitate și au avut unele probleme și automat din garanție s-au realizat acele mici probleme. Deci eu pot spune că din primăvară toate cele 860 de blocuri care au fost reabilitate, oamenii sunt mulțumiți de ele și mai avem restul de blocuri pe care eu sper să le terminăm în viitor. Deci, asta ar însemna că noi am fi singura administrație care am terminat de reabilitat toate blocurile. Pentru că în sectorul 1, 50% din populație locuiește la case și 50% la blocuri. Am văzut că aveți în plan și construirea de parcări subterane și supraterane. Cum stăm cu aceasta? Subterane le face Primăria Capitalei în sectorul 1. Noi o să facem supraterane. Deja am început procedura de achiziție a unor constructori, avem câteva terenuri, dar parcările subterane pot fi făcute de Primăria Capitalei. Unde vor fi amplasate aceste parcări supraterane? Între blocuri. Deci în zonele unde, eu zic, ne putem permite să le construim, pentru că noi nu avem teren, deci primările de sector n-au teren, au în administrare terenul, deci toate terenurile sunt ale Primăriei Capitale. Deci sunt anumite terenuri care au fost retrocedate pentru anumiți cetățeni și automat, în loc să le dau posibilitatea să construiască ceva acolo, am preferat să le achiziționăm și să putem construi parcări. Și concret, cam când vor începe? Anul viitor vor începe. Sper că în 2019 să le terminăm și după cunoștințele mele, anul viitor va începe și doamna Firea de construit parcări, sectorul și în celelalte și tot de anul viitor vor începe. O altă promisiune de-a dumneavoastră a fost construirea unei sări polivalente în sectorul 1, care să includă spații pentru diverse activități sportive. În ce stadiu? Deci avem un parteneriat cu Camera de Comerț și Industria României. Ei ne pun la dispoziție sala Romexpo și noi o vom utila. Investiția va fi în jur de vreo 30 de milioane de euro. Deci, în primul rând, aia va fi principala noastră opțiune pentru o sală. Și când vom vedea concret? Deci, anul viitor vom începe. Deja aveți o lună? Nu pot să spun cam o lună. Acolo va fi o zonă, eu pot spune că va fi centrul Bucureștiului, va fi o investiție privată în zona zonei Romexpo, deci vor fi investiți 1,5 miliarde de euro în acea zonă. Am văzut de asemenea recent că
dumneavoastră ați afirmat că dacă locuitorii sectorului 1 nu vor selecta deșeurile, veți ajunge chiar în situația de a nu le mai ridica cu noi. Să vă explic. Am afirmat acest lucru. Deci, noi vrem să colectăm deja, în momentul de față avem o perioadă de 6 luni de conștientizare a cetățenilor. Deci vor fi zile alocate pentru ridicarea gunoiului umed. Deci noi pe două fracții ridicăm, umed și uscat. Și am și spus, dacă într-o zi trece mașina de gunoi și este ziua de ridicat gunoi uscat, dacă la o anumită adresă nu avem gunoi uscat, ci este amestecat, noi nu ridicăm, pentru că mă face să contaminez respectiva, m-ați înțeles? Deci dacă eu am numai gunoi uscat, eu nu pot să pun peste el gunoi amestecat și atunci le-am spus, dacă nu, nu-l selectați, noi nu putem să-l luăm, pentru că automat contaminăm toată mașina. Și cum puteți să ne explicați mai exact mecanismul? În ce zile sau cum? Nu, asta în funcție, de exemplu, la case stabilim anumite zile, o zi de ridicat gunoiul umed și o zi de ridicat gunoiul uscat. Și automat de zonă, în anumite zone, deci nu pot spune acum că într-o zi se ridică... Încă nu ați stabilit. Nu, pentru că nu poți să ridici numai într-o zi, deci noi folosim toate cele 7 zile de ridicat gunoiul. Poate într-o zonă ridici lunea și vinerea, într-altă zonă marțea și joia. Deci, și asta o spun o dată, deci dacă avem o zi specială de ridicat gunoi uscat, eu nu pot să pun umed peste el. Sau invers, dacă ridic gunoi umed, nu pot să pun uscat pentru că alterez gunoiul și e păcat. Cum au primit cetățenii sectorului acesta? Într-adevăr, la case, pentru că v-am și spus, jumătate din locuitori locuiesc la case. Acasă e foarte simplu, au 2 tomberoane în curte, un tomberon unde pun numai gunoi umed, celălalt gunoi uscat. E simplu. Deci dacă cineva de la casă spune că nu poate să facă acest lucru, era voință. Și din cauza asta am spus, dacă eu trec pe o stradă plină case, adică, și nu văd că l-au selectat, pentru că e la curte, poate să plângă unul care stă la bloc, că e mai dificil. Dar dacă tu stai la case, ai 2 tomberoane și efectiv îți bagi joc de noi, pentru că automat dacă noi primăria nu reușim să strângem selectiv, plătim amendă. Deci e acea taxă de infringement. Și automat de la an la an taxa de depozitare e mai mare și normal e poluatorul să plătească. El dacă poluator e cetățean. Dacă îl respectă și îl selectează de acasă, rămâne în continuare gratuit gunoiul, așa cum am promis și cum ne țin de cuvânt de mai bine de 7 ani. Dacă nu vrea, într-adevăr va veni gunoiul să îi ridice, dar va plăti taxa respectivă și auto. E ca și atunci când ai merge, mergi cu RATB-ul sau mergi cu taxiul. Dacă vrei să mergi cu taxiul, plătești. Ați înțeles? Deci, dacă nu vrea să conformeze, multe variante sau mulți au spus, domnule, să plătească amendă. Nu vreau amendă. Vine, dar câte ce se fac. Să vă întreb, v-ați gândit și la niște sancțiuni, să spun așa? Nu, nu, noi ridicăm și o să vină firma Rompres, contracost se ridice. Și atunci, deci dacă nu vrea să respecte programul pe care ni l-a impus Uniunea Europeană, să colectăm selectiv, atunci înseamnă că el nu vrea să respecte acest program și o să aibă un număr de telefon tot de la Rompreș și o să vină să-i ridice. Dar costurile vor fi pe măsură. Spuneați că este mai simplu la case. La blocuri cam cum o să fie? Tot la... sunt niște, noi le spunem clopote, sunt niște recipiente mai mari, poate le-ați văzut în sectorul 1, și o să, tot așa, pe două fracțiile le colectează și noi le ridicăm. E adevărat, fracția umedă se ridică de 2 ori pe săptămână, pentru că fiind mai mulți locatari la un loc, se umple mai repede acele tomberoane speciale pentru noi. O să merg puțin și spre sistemul medical. În ianuarie 2016, fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, semnala o listă cu probleme
cu care se confruntă Spitalul de Iași. În între timp, chiar dumneavoastră... Deci, cred că era ministru în 2016. La vin primvară, parcă. În 2016, ministrul da? Tehnocrat. Da, dar Voiculescu spuneați? Voiculescu. Cred că a venit mai târziu. Nu știu dacă a fost el primul ministru, că au fost mai mulți miniștri la sănătate în acel an. Da. Între timp, dumneavoastră ați anunțat chiar mutarea Spitalului de Iași în zona de nord a Bucureștiului. Da. Asta era mai târziu, deci după când am ajuns eu primar. Câte din problemele semnalate, să spun așa, de fostul ministru, au fost rezolvate până acum acolo, la Spitalul de Iași? Păi, după cum bine știți, Spitalul de Iași, sau mai precis, secția ATI de la Spitalul de Iași, a fost închisă în urma unui scandal aproape 7 luni de zile. Noi, primăria sectorul 1, noi avem în administrare patru spitale, printre care și Spitalul de Iași. Noi am investit undeva la 1 milion de euro în acea secție ATI. A fost controlată de Ministerul Sănătății înainte să fie pusă în funcțiune, deci a primit avizul Ministerului și este o secție ATI ultramodernă. Deci problema de la Spitalul de Iași a fost rezolvată undeva în ianuarie 2017. Noi atunci am terminat, atunci am ieșit din spital. Acum am început proceduri de verificare a acelei secții ATI și urmă a fost pusă în funcționare de către ei. Ce ne puteți spune despre mutarea acestui spital în zona de nord a Bucureștiului? Da, la solicitarea directorului de la Spitalul de Iași, la solicitarea directorului de la Spitalul Floreasca, au solicitat, pentru că fiind și Floreasca și Spitalul de Iași în subordinea primăriei sectorului 1, au solicitat relocarea celor două spitale. Am găsit un teren, deci l-aveam în administrare, un teren de 4 hectare, am mai cumpărat 2 hectare și jumătate în zonă. Adresa este București, Târgoviște, numărul 10. Deci avem o suprafață de 7 hectare și jumătate. Deja avem o comisie comună, primăria sectorului 1 cu Ministerul Sănătății. Deja facem studiul de prefezabilitate. Deci deja suntem în linie dreaptă. Avem în momentul de față un număr de 990 de paturi. Deci nu puteam face câte paturi vrem noi sau... Deci este numărul care ne l-a dat Ministerul Sănătății, pentru că România are un număr fix de paturi și automat au fost relocate cele două spitale. Urmează să fie relocate atunci când se termină și mai avem la 200 de paturi, din cauza asta avem 990 de la spital din sectorul de a fost relocat. Când va fi finalizată această mutare? Când considerați? Eu zic că în mare parte din această investiție să finalizeze până la sfârșitul mandatului meu. Vă dați seama, e unul dintre cele mai mari spitale construite după Revoluție, de stat, poate privat au mai fost construite, deci să ai un număr de 1000 de paturi și noi am estimat undeva costurile la 250 de milioane, 300 de milioane de euro. Cum au primit cetățenii din sectorul 1 această veste? Sunt foarte bucuroși, sunt mulțumiți. Altă soluție nu aveam pentru că noi administrăm cele două spitale și Spitalul de Iași și Floreasca. Ei tot solicitau să mai construim teren în zonă. Nu mai aveam. Deja depășisem cotele care erau alocate pentru acea construcție și singura soluție a fost relocarea celor două spitale și este o zonă ușor accesibilă în zona de nord. Este foarte aproape, undeva la 2-3 km de stația de centură, stația de metrou în zonă și e o zonă foarte risipă. Ce proiecte mai aveți în plan pentru sectorul 1? Ce credeți că îi lipsește în acest moment sectorului 1? Exact cum spuneam, o sală polivalentă. Ar trebui și asta
să ne apucăm deja, avem în intenție în 2019, după ce terminăm reabilitarea termică la blocuri, să ne ocupăm și de cetățenii care stau la case, să începem reabilitarea termică la case. Deja avem hotărâre de Consiliu, a trecut această hotărâre de Consiliu. După ce terminăm cu blocurile de reabilitat, vom începe reabilitarea lifturilor. Deci avem de muncă, avem bani. E adevărat, ce ne încurcă pe noi acum sunt procedurile. Exact cum am spus și mai devreme, am început procedura de reabilitare a termică a blocurilor în noiembrie și la un an de zile spunem că am terminat. Sper că într-o lună, două, să le terminăm și ne apucăm în primăvară de ele. Vorbeați din aur de bani. Da. Aveți cel mai mare buget. După Primăria Capitalei, da. După Primăria. Reușiți să acoperiți tot ce vă propuneți, da, cu această, da, sumă? Da. Am spus, ce mă încurcă, dar procedurile. Adică, uite, vă dau un exemplu. Eu mi-aș dori, ca și primar, să am un patinoar și sper ca până la sfârșitul mandatului să-l construiesc. În momentul de față, noi ducem copii de la... Acum început grădinița. Pentru începători, la patinoarul lui Țiria, care este undeva în Otopeni. Noi ducem cu mașini, cu autobuze și practică acest sport. Chiar vorbeam cu domnul Țiriac. Deci domnul Țiriac, de când a luat hotărârea să construiască acel patinar, i-au trebuit 72 de zile. Deci, pentru un privat, ca să construiești un patinar, îți sunt suficiente 72 de zile. Păi noi, la administrația locală, 72 de zile nici nu avem studiul de fezabilitate obținut. Plus licitațiile, plus... Asta e singura nemulțumirea mea, pentru că procedurile durează foarte mult. Și oamenii poate nu știu. Nimeni nu-și închipuie, mă refer la locatarii care stau la ultimele blocuri de reabilitat, ei nu poate să-și dea seama că procedura durează de un an de zile și nu e terminat. Astăzi legile le respectăm, dar asta este mântirea mea, că durează foarte mult procedurile. Ce relație aveți cu doamna Gabriela Firea, primarul Capitalei? Cât de des vă întâlniți? Eu zic că o dată sau de două pe săptămână ne întâlnim. Chiar și astăzi ne-am întâlnit. Urmează să ne mai întâlnim luni. Ori de câte ori șase sunt întâlniri cu toți primarii, toți șase plus primarul general. Atunci când am o problemă personală, mă refer la primărie. Sunt, ne întâlnim, deci e o chestiune foarte bună pentru bucureșteni, pentru că toți primarii sunt în același partid și automat putem spune că e un avantaj pentru locuitori. Vă dau un alt exemplu. Deci cu primarul general, noi toți ne înțelegem foarte bine. De exemplu, există un teren, Parcul Cireșarii, e undeva în zona 1 Mai, mai precis Piața Domenii. Ce este un teren administrat de Ministerul Educației, care este în paragină. Noi îl solicităm de când am intrat prima, de o lună, de un an și 4 luni. Nici pe momentul de față nu reușim să îl luăm în administrare acel teren de la guvern ca să-l putem amenaja. Bani avem, e și păcat să nu-l putem amenaja. Cred că ministrul învățământului este de acord, dar funcționarii din subordinea lui ne găsesc tot felul de motive să nu-l cedeze. Nu știu, stăteam și mă gândeam și vorbeam cu colegii mei primari de la celelalte sectoare. Cred că va trebui să inițiem o lege prin care dacă un teren, eu stric la terenul, pentru că noi terenuri nu avem în București, dacă un teren care este al statului, bănuiesc la un minister, la o instituție a statului, nu este amenajat, putem să îi amendăm. Deci este singura soluție. Țin acele terenuri, nu fac nimic pe ele,
e o prăloagă, poate să mai adună și gunoi pe ele și toată lumea, până ne jură, spun, da, e sectorul 1, de ce nu perfect, e al meu. Că l-aș face și mâine, dacă banii am, dar țin de terenul, nu știu de ce. Domnule primar, noi vă invităm pentru prezența dumneavoastră în studioul nostru. Vă mai așteptăm ori de câte ori mai avem subiecte de dezbătut pe anul. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi.